această după-masă ne întoarcem la învățătura cuvântului despre ucenicie. Anul acesta spuneam printre altele de la început că vreau să învățăm să fim ucenici care facem ucenici. Și ultima dată când am vorbit despre această temă, din Ioan 14, am început să vorbesc în mai multe mesaje și cu ajutorul Domnului vreau să continui de data aceasta și când va fi data viitoare, să vorbesc despre resursele ucenicii, resursele indispensabile ale ucenicii, resurse fără de care nu poți fi ucenic al Domnului în mod corect, autentic. Și am spus că prima resursă legată și de mesajul de dimineață este Duhul Sfânt. Nu poți fi ucenic al lui Hristos fără Duhul Sfânt. Și tocmai de aceea Domnul a văzut în Ioan 14 și le-a spus ucenicilor: voi ruga pe Tatăl, El vă va da un alt Mântuitor care să fie și să rămână cu voi în viață. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu poate primi pentru că nu vede și nu cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu vă mai vedea, dar voi mă veți vedea pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Și în lumina adevărului teologic de ansamblu al Scripturii pe care îl spuneam și dimineață că niciodată Sfânta Treime nu este separată, chiar dacă la înaintare, în epoca aceasta, este lucrarea Duhului în noi, dar împreună cu Duhul, prin Duhul, este și Hristos în noi și este și Tatăl în noi. Avem toată plinătatea Dumnezeirii prin Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. În după-masa aceasta, ne uităm la o altă resursă prezentată în Ioan 15, atât de detaliat, în atâta desfășurare și explicații date de Domnul Iisus Hristos, este vorba de unirea cu Hristos. Când Duhul vine în noi, ne unește cu Hristos, ne păstrează în această unitate cu Hristos. Uitați-vă ce spune versetul 20 din capitolul 14. Zice, vă voi trimite, mă voi ruga să vină Duhul, un alt Mântuitor, și versetul 20, în ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine, spune Hristos. Prin Duhul veți cunoaște și veți experimenta. Nu e vorba numai de o cunoaștere teoretică, informativă, veți cunoaște lucrarea Duhului, ci veți experimenta că Tatăl este, că eu sunt în Tatăl, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Textul pe care l-am citit astăzi vorbește despre această legătură, unire între Hristos și ucenic. Între ucenic și Hristos. Prin Duhul Sfânt trebuie să pricepem că noi suntem în Hristos și că Hristos este în noi. Și că fără această comuniune, fără această unire, fără această legătură cu Hristos, Hristos să fie în noi și noi să fim în Hristos, nu putem fi ucenici. Nu există ucenicie, creștinism separați de Hristos, despărțiți de Hristos. Numai în uniune, în comuniune cu Domnul Iisus Hristos suntem cu adevărat ucenicii Domnului. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Vreau să fac precizarea de la început că textul acesta nu vorbește despre mântuire, ci vorbește despre trăirea în mântuire. Vorbește despre relația noastră cu Domnul Iisus Hristos. Este un text care prezintă, nici nu ne spune cum am ajuns noi în Hristos, textul acesta. Nu vorbește despre modul în care un om ajunge la mântuire, ci ne spune cum ar trebui să trăim în relație cu Domnul Iisus Hristos. În ascultare și în dependență de El. Pentru a ne ajuta să înțelegem
această realitate a unirii cu El, Domnul Iisus Hristos, folosește această imagine. Este a șaptea afirmație a Domnului Iisus Hristos din Evanghelia după Ioan, de tipul Eu Sunt. De forma Eu Sunt. O prezentare a divinității Domnului Iisus Hristos, dar în același timp o prezentare a relației sale, a accesibilității sale, a relației sale cu ucenicii, cu oamenii. Aduceți-vă aminte cele șapte Eu Sunt. Câteva dintre ele. Ioan 8:12. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Toate afirmațiile de tipul acesta ale Domnului Iisus, Eu Sunt, sunt o trimitere la descoperirea lui Iahve către Moise în Exod, capitolul 3, când Domnul i-a spus, Eu Sunt. Care-i numele tău? Doamne, ce să spun vorba? Eu sunt Cel ce sunt. Eu ce sunt Cel ce există prin mine. Sunt o trimitere la divinitate, la dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, dar sunt și o prezentare a Domnului Iisus Hristos ca unul accesibil, relațional, deschis, care vine spre noi, lumina, când spune Domnul Iisus, eu sunt lumina, înseamnă că El ne aduce lumina și ne cheamă să fim în lumină. Ni se descoperă. Dacă mergem puțin mai departe, în Ioan, capitolul 10, versetul 7, versetul 9, Domnul Iisus spune, eu sunt ușa. Din nou, eu sunt, dar ușa. Ușa este un mijloc de acces, de intrare spre ceva. Iisus Hristos ne spune, numai prin mine aveți acces la Împărăția lui Dumnezeu. Puteți intra și să fiți mântuiți, să intrați în Împărăția lui Dumnezeu. Apoi Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt păstorul cel bun, tot în Ioan capitolul 10. Eu sunt învierea și viața, Ioan 11:25, Ioan 14:6, eu sunt calea, adevărul și viața. Și Ioan 15:1, această imagine a viței și a mlădițelor. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Versetul 1, versetul 5, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Prin această prezentare, Domnul Iisus Hristos vorbește despre relația absolut vitală, fundamentală, între viță și mlădițe, între butucul de vie și viaciu. Mlădițele care dau rodul. Domnul Iisus Hristos ne arată că nu poate exista viață când tai mlădița de viță, în termenii Domnului Iisus Hristos, când separ mlădița de viță, mlădița moare și nu mai are viață, nu mai aduce rod. De aceea, Domnul Iisus Hristos ne arată aici cât de importantă este relația noastră cu El. Cât de important este să fim în El, să fim ai Lui, să fim în dependență de El și în ascultare de El. Avem acest har. Dacă suntem copiii lui Dumnezeu, suntem uniți în mod pozițional, vital, spiritual, cu Domnul Iisus Hristos. Și de aici pornește resursa noastră de a fi ucenici ai Domnului Iisus Hristos. De aici pornesc resursele noastre de a fi ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne lumineze, să înțelegem. În primul rând, în această dumneavoastră vreau să observăm trei lucruri despre aceasta, despre unirea noastră cu Hristos. În primul rând, vreau să vedem semnificația sau însemnătatea unirii noastre cu Hristos în termenii acestui pasaj. Ce spune Domnul Iisus Hristos despre unirea noastră cu El în acest cuvânt? Și vreau să ne uităm aici la două perspective. Mai întâi, termenul cel mai folosit în acest pasaj pentru a descrie relația noastră cu Domnul Iisus Hristos este cuvântul, termenul a rămâne. În diferitele lui forme gramaticale prezentate în acest pasaj. Uitați-vă, începând de la versetul 4 până la versetul 11, aproape în fiecare verset, Domnul Iisus Hristos folosește acest cuvânt. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, versetul 5. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce un rod.
Versetul 6. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară. Versetul 7. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi, cuvintele mele, cereți orice le vrea și ni se va da. Versetul 9. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, versetul 10, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână. Cuvântul cel mai folosit în acest pasaj de către Domnul Iisus Hristos este cuvântul a rămâne. Și nu poți să citești acest pasaj fără să te oprești la acest cuvânt, că trebuie ca avut Domnul Iisus Hristos un scop special cu acest cuvânt să-l folosească așa în acest verset atât de abundent. Înseamnă că prin acest cuvânt El vrea să ne comunice ceva. Ce înseamnă a rămâne? Termenul folosit în grecește este unul care înseamnă a te stabili, a stabili o relație trainică, durabilă, a stabili reședința și identitatea legată de ceva sau de cineva sau de un loc sau de persoana cu care rămâi. Prin acest cuvânt, Domnul Iisus Hristos comunică ceva foarte important despre relația Lui cu ucenicii și despre relația noastră a ucenicilor cu El. Și anume că această relație, odată stabilită, trebuie să fie una permanentă. Și este una permanentă. Este una stabilită, una de rămânere, nu una pasageră. Astăzi sunt cu Domnul, rămân cu Domnul, mâine nu. Relația cu Domnul Iisus Hristos, relația și unirea noastră cu Domnul Iisus Hristos este ceva stabilit care nu trebuie să se schimbe. Din punctul lui de vedere nu se schimbă și din punctul nostru de vedere n-ar trebui să se schimbe. Suntem uniți cu El, suntem ai Lui și El este unit cu noi. El rămâne cu noi, El rămâne în noi și noi trebuie să rămânem. Asta înseamnă rămâne. Ceva ce este stabilit și nu se schimbă. Dar asta cere implicare și reciprocitate. Nu înseamnă lipsă de responsabilitate. Cum zice Domnul Iisus, să rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Reciprocitate. Dacă rămâne cineva în mine, dacă rămân în voi, cuvintele mele, cereți orice veți vrea, implică niște responsabilități. Asta e prima perspectivă. Când privim relația cu Domnul Iisus Hristos, din perspectiva termenului acesta folosit cel mai frecvent în acest text, rămâneți. Sau a rămâne. O relație permanentă, o relație durabilă, o relație trainică. Domnul Iisus, asta a venit să inițieze cu noi, o relație și relația nu mai nimic, legământ. Tocmai asta înseamnă legământ. Legământ înseamnă o relație trainică, care din punctul de vedere a celui ce a încheiat legământul, nu se schimbă, că este un legământ făcut cu jurământ, cu promisiune. Am promis, Domnul ne-a promis. Că nu ne va lăsa și El rămâne credincios, chiar dacă noi suntem necredincioși, slăviți să fie El. Dar vreau să privim puțin însemnătatea acestei relații și din perspectiva explicațiilor date de Domnul Iisus Hristos însuși despre ceea ce înseamnă această rămânere. Sunt câteva cuvinte în primele 11 versete care vin într-o sinonimie cu cuvântul a rămâne. Domnul Iisus Hristos ne explică ce înseamnă, ce lucruri sunt implicate în a rămâne. Nu înseamnă doar că am stabilit o relație trainică și stăm în această relație oricum, ci sunt niște implicații din partea noastră care definesc această relație. De trei ori, în aceste versete, Domnul Iisus Hristos folosește cuvântul a rămâne și în dreptul altui termen decât sine. Mai întâi, în versetul 7. În versetul 7 este foarte clar, pentru că urmează după a rămâne în Hristos, Hristos spune din nou ceva despre rămânere, dar care vine într-o sinonimie cu a rămâne în Hristos, explicativ, să ne explice. A rămâne în Hristos, ne spune Hristos, înseamnă
în perspectiva aceasta înseamnă să rămână cuvintele Lui în noi. A rămâne în Hristos înseamnă cuvântul Lui să rămână în noi. Ascultați! Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi, cuvintele mele. Aceste două lucruri sunt puse împreună și sunt într-o legătură și într-o simbioză foarte puternică și perfectă. A rămâne în Domnul Iisus, a fi într-o relație permanentă și stabilă cu Domnul Iisus, înseamnă cuvântul Lui să rămână în noi. Și vedeți, dumneavoastră, nu știu dacă v-ați gândit, dar studiind acest pasaj, Domnul mi-a dat un gând și cred că e cuvântul Lui și voia Lui. Că prezența Domnului Iisus Hristos în noi este și prin cuvântul Lui. Hristos este cu noi prin cuvântul Lui în noi. Prin Duhul Lui în noi și prin cuvântul Lui. Știți, mi-a adus aminte de o experiență pe care mi-a împărtășit o soție de la grădiniță cu un copil mic care când mânca spunea: îmi sună mereu în minte cuvintele mamei, să mănânci tot. Mama lui era cu el acolo în minte. Ea nu era pe el la grădiniță. Fizic. Dar cuvintele mamei repetate și puse în mintea acelui copil și care îi sunau și el spunea la 3 ani sau 4 ani: îmi sună cuvintele mamei când se punea la masă. Nu știu. Mama era prezentă cu el prin cuvânt. Așa e și Domnul Iisus Hristos cu noi. Prin cuvântul Lui, dacă cuvântul Lui este noi și ne sună în urechi când mergem pe stradă, când ne trăim viața de zi cu zi, dacă îl primim cuvântul, vedeți, pentru a rămâne, în primul rând trebuie să primim cuvântul Lui Hristos. Domnul Iisus spune tot în Ioan, capitolul 8, că în unii nu pătrunde cuvântul. Nu-l primesc. El le spunea și a spus la mulți cuvântul Său. Dar în unii nu pătrundea, era blocat aici, la nivelul minții, la nivelul gândirilor, la nivelul de sus. Ei blocau cuvântul Dumnezeu și nu pătrundea cuvântul. Cuvântul trebuie să pătrundă, să-L primim. Cuvântul trebuie să-L păstrăm, să medităm asupra Lui, să ne gândim mereu și mereu la El, să-L citim, să-L recitim, ca să rămână cuvântul Lui în noi. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân, cuvintele mele în voi. Hristos în noi înseamnă cuvântul Lui. Absența cuvântului denotă o absență reală a prezenței Domnului. Mai mult, versetul 9, Domnul Iisus Hristos folosește cuvântul rămâneți cu dragostea Lui și îl leagă dragostea de ascultarea de cuvânt, de păzirea cuvântului. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa l-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dar cum în dragostea mea? Păzind, ascultând cuvântul Lui. Nu mai să vă sune cuvântul în minte, ci să-L împliniți. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. A rămâne în Hristos, a avea o relație trainică cu Hristos și durabilă, permanentă, înseamnă să rămâi în dragostea Lui, să ai o relație de dragoste în ascultare de cuvânt. Asta ne explică Hristos aici. Să rămânem în Hristos, să avem o relație corectă, permanentă cu El, să fim uniți cu El, înseamnă să rămânem în dragostea Lui, ascultând cuvântul Lui, ascultând de poruncile Lui. Dragostea față de El se manifestă prin ascultare de cuvântul Lui. Domnul să ne ajute. Și versetul 11 ne mai dă o explicație Domnului Iisus Hristos în ce privește însemnătatea acestei relații cu El, să rămânem în El, să rămână bucuria Lui în noi. Să-L avem pe Hristos în noi, prin cuvintele Lui, prin dragostea Lui în ascultare de El, înseamnă să avem bucuria Lui în noi și prin bucuria Lui, bucuria noastră să fie deplină. Uitați ce spune versetul 1. V-am spus aceste lucruri, tot ce v-am spus până acum,
pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie completă, de plină. Acum sunt și alte pasaje, am putea poposi mult la tema aceasta, care e foarte motivatoare în aceste vremuri și importantă. Cineva spunea că, am spus că există un ateism creștin. Un ateism evanghelic. Să spui că crezi în Dumnezeu, crezi în Evanghelia, dar să treci ca și cum Dumnezeu n-ar exista, ca și cum Iisus Hristos n-ar fi Domnul și Regele tău. Ăsta e ateismul evanghelic creștin. Practic. Dar mai mult spunea cine definea ateismul evanghelic, zicea să spui că Iisus Hristos ți-e Domn. Să spui că Iisus Hristos este în tine, că ești ucenicul lui, urmașul lui. Să spui că Dumnezeu ți-e Tată și Dumnezeu este până Universului și să nu te bucuri, este ateism. Practic, Evanghelia. Așa, paradoxal spus. Să spui că Dumnezeu ți este Tată, să mărturisești credința în suveranitatea lui Dumnezeu, să crezi că Iisus Hristos te-a mântuit, ți-a iertat păcatele și că e în tine și să nu trăiești bucuria Lui, e tot o formă de a spune nu cred chiar. Nu e în realitate. Spun că cred, dar nu cred în realitate. Când crezi cu adevărat în Iisus Hristos, când Iisus Hristos este în tine, când tu ești în Hristos, bucuria Lui este în tine. Nu bucuria ta. Și unită cu bucuria Lui sau subordonată bucuriei Lui, bucuria ta se conectează în El și bucuria ta este de plină. Care era bucuria Lui Hristos? Am putea vorbi mult, dar vă aduc aminte numai din verset, Evrei 12 cu 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și stă la dreapta scaunului Lui Dumnezeu. Care era bucuria Lui Hristos? Era bucuria veșniciei. Bucuria de a ne duce și pe noi la slavă, pe mulți fii la slavă, de a ne ridica și ne duce și pe noi în veșnicie. Bucuria Lui Hristos nu era legată de lucrurile acestei lumi, ci era legată de planul veșnic al Lui Dumnezeu, de a duce mulți oameni la slavă. Și noi, dacă ne ancorăm viața și valorile în veșnicie, în Hristos, care este la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi, bucuria noastră este în El. Este bucuria Lui care subordonează bucuria noastră și conectează bucuria noastră și atrage bucuria noastră și ne face să ne bucurăm cu bucuria Domnului. A rămâne Hristos în noi înseamnă bucuria Lui. Nu bucuria noastră. Bucuria noastră e limitată. Bucuria Lui, care e mare și care e legată de valorile veșnice și de planul Dumnezeu. Prin urmare, aceasta este însemnătatea unirii cu Hristos. Este o relație trainică, o relație mutuală, o relație reciprocă. Hristos în noi, noi în Hristos, este o relație permanentă. O relație care implică cuvântul Lui în noi, dragostea Lui în noi și bucuria Lui. Și asta e resursa uceniciei. Când ești astfel de om, când dai această identitate și această relație, cu aceasta poți să mergi, să influențezi pe alții, să-i faci ucenici, să trăiești ucenicia și să îndemni pe alții să fie ucenicii Domnului. Domnul să ne ajute. Al doilea aspect, al doilea lucru pe care vreau să-l puntez în această rămasă, după ce am subliniat însemnătatea, vreau să subliniez mai mult și cât se poate de accentuat și clar, valoarea sau importanța unirii cu Hristos. De ce este atât de importantă unirea noastră cu Hristos? De ce avem atât de mare nevoie să fim uniți, dependenți, conectați, legați de Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos ne dă câteva motive. Și vreau să le subliniez. O să le subliniez prin cuvintele Domnului Iisus Hristos, arătând ce se întâmplă fără. Pentru că Hristos ne spune ce se întâmplă dacă nu rămâne. Dacă nu suntem în relație cu El, în relația aceasta permanentă, în această relație trainică, ce se întâmplă? Mai întâi, fără această relație de rămânere, fără această unire cu Domnul Iisus Hristos, nu poți face nimic de valoare în lumea aceasta. Versetul 5. Despărțiți de mine,
nu puteți face nimic. Și v-am spus și în altă ocazie, nimic nu se referă la nimic cantitativ. V-am spus. Și putem să vedem oameni fără Hristos în lumea aceasta care își fac case, construiesc imperii. Dacă îmi pune Dumnezeu eticheta valorii pe tot ce faci fără Hristos, știți care este? Zero. Zero. Poți să faci orice, poți să fii stăpân pe lumea întreagă, să cucerești lumea cu puterea ta, cu politica ta, cu tot ce ai tu, poți să cucerești lumea. Când Dumnezeu va pune eticheta valorii, va zice, a fost Hristos. Nu. Zero. Nimic. De fapt, altă dată, n-avem timp acum, e și, nu numai că e zero, e minus. Că zero totuși un nivel de plutire, știți? Când e minus, e mai greu. Eticheta valorii a tot ce faci fără Hristos, fie material, fie spiritual, adică religios, pentru că spiritual nu poți face. Oamenii fac, încearcă fapte religioase, lucruri în numele religiei, în numele unei conștiințe sau unei credințe pe care au dobândită din tradiții despre Dumnezeu. Și oamenii încearcă să facă lucruri pentru Dumnezeu, dar fără Hristos. Și totul este nimic. Fără Hristos totul este nimic. Apoi, mai mult. Domnul Iisus Hristos ne spune în versetul 2 și în versetul 6 că fără această relație, fără această rămânere, fără să stabilești o relație trainică, permanentă cu Domnul Iisus Hristos, fără să intri într-o relație corectă cu Domnul Iisus Hristos, ești tăiat și aruncat afară. Și cum spuneam de la început, textul acesta nu se referă la mântuire și apoi pierderea mântuirii, când spune versetul 6, dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița de roditoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc. Pentru că în Ioan 6, versetul 37, Domnul Iisus spune, tot ce de Tatăl va ajunge la mine și pe, pe cel ce vine la mine, nu-l voi arunca afară. Această tăiere se referă la faptul că poți fi în sfera de influență a Domnului Iisus Hristos fără să rămâi, fără să ai relație. Rămânerea înseamnă relație, fără relație. Dacă nu rămâne, înseamnă că nu are relație. N-a avut niciodată relație. Și pot să-l dau în contextul acesta în care Domnul Iisus încă vorbea, pot să vă dau exemplul lui Iuda. A fost în sfera de influență a Domnului Iisus. A fost chiar numit ucenic. Iuda vreodată în Hristos și Hristos în el? Niciodată. Evanghelia spune că a fost drac satanului. În sfera ucenicilor lui Hristos. Cu Hristos 3 ani și jumătate, zi de zi. Și totuși a aruncat afară. Nu pentru că a avut relația așa pe tot, ci pentru că niciodată nu a avut relația. Dacă nu rămâi, dacă n-ai relația stabilită, trai, vei fi tăiat și aruncat afară. Fără Hristos nu există mântuire. Când ești în Hristos, ești mântuit. Zice, pe orice mlădiță care este în mine și nu aduce rod, el o taie. Dacă nu rămâne ceva în mine, este aruncat afară ca mlădița următoare și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și apă. Mai mult, versetul 7. Fără această relație de rămânere în Domnul Iisus și El în noi, prin cuvântul Lui, nu există viață de rugăciune și rugăciune ascultată. Nu există viață de rugăciune și rugăciune ascultată. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea. Și mi se va da. Mă întreb de multe ori și se întreabă și alții și ne întrebăm mulți, de ce atât de puțini oameni la rugăciune? Iată de ce. De ce atât de puțini oameni aleargă la rugăciune? Iubesc rugăciunea, tânjesc după rugăciune, să fie prezenți la orice întâlnire în rugăciune. De ce? Pentru că relația lor cu Hristos ori suferă că cum este. Când relația noastră cu Hristos este una de rămânere, când Hristos rămâne în noi și cuvintele Lui rămân în noi, cuvântul Lui spune, vegheați și rugați-vă, vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită.
Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu și eu sunt acolo. Mergeți la rugăciune, adunați-vă la rugăciune, căutați rugăciunea, căutați fața Domnului. Nu există viață de rugăciune. Nu te poți ruga, n-ai motivație la rugăciune dacă nu-i Hristos în tine, ci nu-i cuvântul Lui. Un om firesc nu se roagă, doar spune cuvinte, dar rugăciunea este relație. Frașilor, nu este doar să rostești niște cuvinte, niște slove. Rugăciunea este relație, este comunicare cu Domnul Iisus Hristos. Mai mult. Fără această relație de rămânere, nu ești ucenic adevărat al Domnului Iisus Hristos. Dacă aduceți un rob, versetul 8, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Veți fi. Dacă rămâneți, vă veți dovedi ca ucenici. Nu există ucenicie adevărată fără a rămâne în Tatăl, fără a rămâne în Hristos și fără a proslăvi pe Tatăl prin rămânerea aceasta în Hristos. Ce poate fi mai tragic decât să fii în sfera de influență a Cuvântului, a Lui Hristos, să-ți fie prezentat Hristos de atâtea ori. Și totuși să nu fie în tine, să nu fie în El, să nu fie această relație cu Hristos. Frații și surori, nu este nimic mai important în universul acesta sub soare și de eternitate decât relația cu Hristos. Dacă o ai, trăiești, rămâi. Dacă nu ai, caută-o. Nu te amăgi cu religia. Religia n-a mântuit și nu mântuiește pe nimeni. Hristos este singurul care mântuiește. Slăviți să fie în mea. Vreau să mergem puțin mai departe. Și în această rămasă, în al treia rând, dacă am înțeles puțin din însemnătatea unirii cu Hristos, dacă am văzut puțin valoarea unirii cu Hristos, aș vrea să subliniez puțin și impactul sau influența pe care poate avea relația noastră cu Hristos. Prin ce are impact relația noastră cu Domnul Iisus Hristos? Și al doilea cuvânt ca frecvență în textul acesta este cuvântul roadă. Roadă. Așa cum Domnul să se lege puțin cu predica de dimineață. Versetul 2. Pe orice plădiță care este în mine și nu aduce rod, el o taie. Și pe orice plădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum plădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți plădițele. Cine rămâne în mine și cine rămâne eu, aduce mult rod. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod și rodul vostru să rămână pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Al doilea cuvânt ca frecvență în textul acesta după rămânere este rod. Hristos spune rod. Cum se vede că rămâi? Cum se știe că rămâi? Cum vor vedea alții că rămâi? Cum vor fi influențați alții că tu ai rămas în Hristos, că tu ești în relație cu Hristos? Rod, din nou. Vreau să subliniez că cuvântul rod, cuvântul roadă, în dreptul nostru al creștinilor, al ucenicilor Domnului Iisus Hristos, aici și în alte texte, aproape în orice text vreți voastre, nu se referă la convertiți. De multe ori noi înțelegem și mulți se gândesc, am rod pentru Domnul. Am convertit sau am dus oameni la Hristos. Și asta poate fi o consecință. Cuvântul rod, așa cum spuneam și dimineață, se referă la caracterul nostru și la manifestarea caracterului nostru prin cuvinte și fapte în exterior. Rodul unui copac, rodul viței, dacă ne gândim, ce este? Este ceva ce este natura viței să facă și se manifestă în exterior. Tot așa și rodul omului, ucenicului lui Hristos, este ceva ce e natura lui. Ce e natura lui, dacă e ucenic, ce e în relație? Hristos, cuvântul, dragostea, bucuria, slujirea și toate celelalte componente din roada Duhului și asta se manifestă în exterior, în cuvintele și în faptele noastre. Rodul nostru, roada de
despre care vorbește cuvântul, este caracterul nostru transpus practic în cuvinte și fapte. Ce spunem arată natura noastră. L-am spus și în alte ocazii și citiți Biblia, vedeți, și cuvintele arată ce e în inimă și faptele arată ce e în inimă. Mai putem juca teatru, nu? Să vorbim frumos și inima să fie rea, să ne purtăm frumos și inima să fie rea. Că Tomasta făceau și farisei, și am văzut vineri seara ce care a spus. Asta era fariseismul, ăsta e păcatul față de cei. Să dai impresia că ești bun când ești rău. Nu este impresia să dai, nu să dai impresia că ești rău când ești bun, ci să dai impresia că ești bun când ești rău. Să cauți să impresionezi pe cineva că ești bun, dar tu ești rău. Roada noastră are de-a face, prin urmare, cu caracterul nostru manifestat în cuvinte, atitudini și fapte pe care le facem în afară. Și câteva detalii despre roadă pe care, sau despre rod pe care le spune Domnul Iisus Hristos în acest text. Prin relația cu Domnul Iisus Hristos, ne spune El în versetul 2 și versetul 3, roada noastră nu numai că trebuie să fie, ci trebuie să crească. Pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță și cuvântul în original este tot o taie, știți, cu foarfecă. Cum curățăm via? Curăți lăstarii răi și tai unde trebuie, cu foarfecă. Și aici ne arată că în anumite circunstanțe cuvântul lui Dumnezeu funcționează în viața noastră ca o foarfecă. Taie tot ce e rău din noi. Ne curăță, dar de ce? Ca să aducem și mai mult rod. De-aia trebuie spune. O curăță ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Cuvântul este cel care vă curăță. Vă taie și pe voi lăstari și arei ca să puteți aduce toată seva viței să meargă unde trebuie. Și să aducă roadă. Prin relația cu Domnul Iisus Hristos, roada noastră nu mai că trebuie să fie, ea trebuie să crească, să se multiplice. Nu trebuie să fii niciodată mulțumit să zici spiritual, vorbind cu roada ta, cu trăirea ta, în conformitate, să zici, acum am bine. Nu. Eu trebuie să zici, la Domnul se poate mai mult, Domnul vrea mai mult. Indiferent la ce vârstă ai fost. Indiferent la ce vârstă ai fost. Roada trebuie să crească. Câte vreme ești în această lume, roada trebuie să se multiplice. Apoi, prin relația cu Domnul Iisus Hristos, roada noastră are și calitate și cantitate. În relația cu Domnul Iisus Hristos, roada noastră are calitate și cantitate. Rămâneți în mine, versetul 4 și 5, și voi rămâne în voi, după cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițe, cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce mult! Și calitate, spuneam că problema aici nu e, în primul rând, a cantității sau a materialului, ci a calității. E calitate, că e din Domnul Iisus, rămâne în El. Dar Domnul Iisus spune și mult rod. Și cantitate. Și durabilitate. Și manifestare din Domnul. Nu numai că avem calitatea viața, dar o manifestăm mai mult, mult, tot timpul. Apoi, prin relația cu Domnul Iisus Hristos, roada noastră va aduce cinste și proslăvire lui Dumnezeu. Versetul 8, dacă aduceți un rod, prin această dată nu va fi proslăvit. Scopul roadei nu să ne proslăvim pe noi, ci să-L proslăvim pe Dumnezeu. Să arătăm spre vrednicia, spre lauda, spre măreția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Prin relația cu Domnul Iisus Hristos, care e permanentă, spuneam, durabilă, roada noastră va avea continuitate. Versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți să aduceți rod și rodul vostru să rămână. Biblia spune că sunt două lucruri care nu trec. Cuvântul lui Dumnezeu și caracterul copiilor lui Dumnezeu. Așa spune Biblia. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Domnului nu vor trece. Și mai spune Ioan în Cheia Epistolă, cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Nu trece.
Roada noastră trebuie să aibă continuitate, durabilitate, să rămână. Domnul Iisus spune, v-am rădit să aduceți un rod, nu să aveți caracter o zi. Când Domnul Iisus vine în noi și ne formează caracterul de Duhul Sfânt, caracterul ăsta nu-i de o zi, nu-i circumstanțial, cum vă spuneam și în altă ocază. Când e bine, când e totul bine, nu-i circumstanțial. Caracterul nostru este continuu. În fiecare zi, cu totul. În fiecare zi trăim viața din El și viața cu El și arătăm că suntem ai Domnului Iisus Hristos prin roada noastră, prin caracterul nostru manifestat în cuvinte și în fapte. Domnul să ne ajute. Amin. Frați și surori, iubiți ascultători, Domnul Iisus Hristos ne oferă privilegiul acesta să fim uniți cu El. Să avem relație spirituală cu El. Acum, fiecare om este într-o relație cu Domnul Iisus. Fiecare om. Unii sunt într-o relație de unire, de părtășie, de pace. Unii oameni sunt într-o relație de conflict, de împotrivire, de respingere. Și asta e o relație. Cum mă relaționez la Domnul Iisus? Unii se relaționează fiind în El, ascultându-L, iubindu-L, slujindu-L, având această legătură, această relație, această părtășie. Alții se relaționează la Domnul Iisus Hristos, respingându-L, împotrivindu-se, neascultându-L și au o relație. Dar nu e relația cea bună. Fiecare om, fiecare ucenic. Și eu dacă avea o relație cu Domnul Iisus și o Domnul Iisus o relație cu El. Dar nu cea bună. În această seară, vă îndemn pe toți să ne revizuim perspectiva în ce privește relația noastră cu Domnul Iisus și să știm că nu putem fi ucenici adevărați prin forțele noastre, ci puterea noastră în a fi ucenici. Resursa noastră fundamentală este unirea cu Hristos. Dacă Hristos este în noi și noi în El, avem totul de plin în El. Nimic nu ne poate împinge, nimic nu ne poate împiedica, nimic nu ne poate descuraja. Cine ne descurajează pe Hristos? Hristos e invincibil, Hristos e tot puternic, este Domn și Dumnezeu, a Lui să fie slava în veci și veci în noi. Amin.